Doamnelor și domnilor, onorabili concetățeni, ne-am adunat ca să ne auzim, să ne înțelegem. Iertați-mă că stau jos, dar e greu să te ridici pe scaunul ăsta. Din cauza că și dumneavoastră stați jos, eu stau sus, ar fi uite-mă, să dă ăsta, să dă ăsta sus. Așa, bine, sigur. Domnul manager Dumitru Brăneanu a ținut față, care, după ce se termine momentul acesta, invită pe toți decontabilii, sau deconetabilii, cum se spune? Toți decontabilii să meargă, să o ia după dumnealui la clădirea Consiliului Județean, unde este acolo. Nu, domnule, după ce se termină aici. După ce se termină. Așa? Pentru decont. Așa e frumos. Ați cheltuit și dumneavoastră. Domnul Brăneanu mi-a face o mică introducere, după care o să rămânem noi într-o formulă care vă va fi adusă la cunoștință la timp. Poftiți, domnul Brăneanu! Da, mulțumim de introducerea pe domnul președinte. În primul rând să vă zic că bine ați venit. E că azi suntem împreună aici, în Amfiteatru Universitatea George Baculia din Bacău. Și că vom putea schimba colocvial idei, impresii, nu numai despre Bacovia, ci despre opera bacoviană, dar și de o să vă doresc că vă spuneți la bine. Domnul profesor Dumitru Bontaș, membru al Consiliului de Administrație și fondator acestei universități. Au dezbărut noții aici. Vă rog să În calitate de reprezentant al gazdelor, nu puteam pierde ocazia să vă adresez două, trei cuvinte. Întâi, de toate, bun venit la noi, așa cum îl priviți de fiecare dată, acolo unde intrați. Sunteți prietenii noștri, sunteți bineveniți și aș dori ca să vă simțiți aici, în casa lui Bacovia, pentru că pe frontispiciu este numele patronului nostru, George Bacovia. La deschiderea anului universitar 2015-2016 a fost făcută o motivație în legătură cu tradiția existentă privind deschiderea anului de învățământ toamnă. Anul de învățământ se deschide de multă vreme toamnă. În septembrie, pe la mijloc, școlile preuniversitare și la sfârșitul lui septembrie, în 3 octombrie, se deschide anul de învățământ universitar. Pornind de la versul din pastelul abușat, pe frontispiciu, am socotit că noi avem un motiv în plus să începem aici, în școală, anul de învățământ toamnă. Pentru că poetul s-a întrebat, mai spune-mi de ce toamnă și de ce frunza pică. Pentru că răspunsul nostru este, începe un nou an. Toamna, de regulă, agricultorii încep un alt an. Culturile agricole, ca și cultura, dacă vreți, în general, începe din nou toamna. La dumneavoastră este un an nou, pentru că la aniversări, comemorări, trecem într-un nou an. Și de aceea vă urăm să aveți în continuare
încă un an bun. Un an bun. În care patronul nostru să vă fie în continuare, în devine așa, un mentor bun. Mă bucur că domnul Brăneanu, domnul președinte al unui scriitorilor Costin, sunt împreună cu noi, filiala, precizăm, filiala Bacău, așa? Sunt în nou aici, împreună cu noi. Au fost întotdeauna prietenii noștri, rămân și vor fi întotdeauna prietenii noștri, așa cum cred că și dumneavoastră, cei care veniți poate pentru prima dată la noi, veți continua, începând de astăzi, să fiți prieteni. Vă urăm toate cele bune, viață lungă și inspirați să tot ce faceți. Îmi cer scuze că trebuie să vă retrag, că avem cum să vine în continuare care sunt în școală. Aș participa cu multe plăcuri, dar vreburile conferenței vă cheamă. Nu mai bine. Am propus că de bun venit la Societatea de Instituții, ne aflăm astăzi în semnul de Bacău. Programul nostru până la ora 11:30 trebuie să suntem aici. Colegul care ne-a propus, care va fi moderat de domnul Costin, Alistra Costin, președintele filialei, cunoscut, nostru foie reflexiv. Așa l-a numit domnul Codreșcu, Liguță, da? Poetul reflexiv. De bună dreptate, care va modera această întâlnire noastră de astăzi. După aceea vom merge în licee, doar în licee, pentru Universitatea Vasile Alexandrei în care vreau să mergem pentru că au o secție, au a zis că azi nu pot, că s-ar fi fost foarte greu, sunt masterați, studenți și nu pot să fac această întâlnire, că au făcut-o de fapt ieri în cadrul colocului Ateneu, ceea ce parțial este adevărat și consideră că a fost această întâlnire, studenții și care vreau să și alți studenți să mergem la Vasile Alexandrei. De aceea, cei care m-au de făcut de contul de cont, de facem la Consiliul Județean, acolo spate, în centru. Eu o să fiu acolo după ora 12 ca să vă sprijin să facem aceste de conturi. Aveam... Bun, dar la 12 nu suntem în anumite puncte. Sunt o parte, dar... Nu zic să care... nu la punem de contul cu contul, cu întâlnirele. Depinde ce preferăm întâi, să facem de contul sau să facem de contul. Eu putem face de 11 și aproape jumate să o luăm spre Consiliu, nu? Da. Da. Și acolo să întâlnim pe dumneavoastră, da? Sper să mă întâlniți, eu la 10 am o ședință peste drum aici, din parte. E toate noi așa, mă rog, de ce o să facem, dacă mai facem școli, așa ne trebuie. Așa că, la ora 4 ne vom revedea aici, în, aici, la complexul Ilian Antonescu, unde vom avea, vom face vernisajul unei expoziții de pictură al scriitorului și artistului plastic Constantin Severin. Și de asemenea, acolo vom face și un schimb, dacă vreți, de cărți, de idei, fiecare am spus, care are cărți, care a venit cu cărți, ne punem și facem acest lucru, să-mi cunoaștem mai bine, timp de o oră, o oră și ceva, după care la 17:30 se filmă statuia la Bacău, am unde vreau să mă duc câteva gânduri frumoase, fiecare o poezie, o știu, un gând frumos la statuie, după ce până atunci vor termina și elevii care vor fi acolo. Vorbim ca la ora 19 să ne întâlnim la Centrul George Apostol, în acea seară, pentru decernarea premiilor, premiilor filiale Bacău a USR-ului și doamnă Bacău-Vean. Revista Econis, revista Apostol. Asta e. A spus că
Deci asta ar fi mare programul de azi și după aceea sper să socializăm liber, că nu așa bine o să plecați din nou acasă și atunci va fi timp suficient de socializare mai plăcută, pentru că vom plena toată manifestarea dedicată de... Acum, pentru domnul Tărâțeanu, domnul Valeriu Matei, domnul Tărâțeanu, domnul Dinu Rachiru, o să ne vedem la ora 1 la hotel de ceva. Vreau să avem o discuție, nu mai mult. Da? La ora 1. Așa, doamna Viorica Petrović, o să vin acolo și o să avem o discuție. O să vă spun. Pentru ceilalți, încă o dată, vă bucur că suntem împreună, că reușim și de anul acesta să fim împreună. Vreau să vă anunț că este ultimul format, sau ultimul format în felul acesta, clasic. De la anul vom gândi altfel toată această manifestare, vreau să facem în două zile numai Bacovia, fără Ateneu, să rupem Ateneul de Bacovia, să rămânem cu locurile separate și noi să le facem în două zile de cerere, ca să nu mai alergăm ca astăzi dimineață și colo și dincolo, dar trebuie să facem de cont. Eu nebunul care de ce al anul vreau să facem altfel, o să o gândim altfel și vă pot anunța de pe acum că sigur, în vara anului viitor, casa George Bacovia, casa Bacovia va intra în circuitul și turistic și a monumentelor și atunci, la anul, poate ne ajută Dumnezeu și cu toții, să facem în salonul lui Bacovia întâlnirea, să facem în grădina lui Bacovia întâlnirea. Noi vrem să amenajăm în meciul cafenea în care se poate sta și la o cafea în casa lui Bacovia. Deci, va fi cu totul altceva. Vom reamenaja și grădina de acolo. Sunt bani alocați pentru treaba aceasta, dar așa fel încât la anul să intrăm în casa noua în Bacovia cu toții și să ne simțim într-adevăr la Bacovia acasă și nu să știm altă părți. Și acolo să ne ajutăm și o să ne scăpăm pe toată alta părți. Dar deocamdată continuăm ziua de astăzi. Maestru Maestra Costin va, maestru, alături de domnul Codream, dumneavoastră. Da, spuneți chiar tot dumneavoastră, cu o lăsați-vă și pe mine. Nu, dar ar fi bine să spuneți o chestie mai practică. Anume, la ce școli suntem noi înscriși? De-abiam... Păi, o să vă spună, domnul... O să vă spună, domnul Calistrat... Nu cunosc, pentru că n-am fost informat. Da, da, da. Veți fi informat și cu școlile, dacă ai mers la licenii care se merg, tot. Cum astăzi când s-a adunat toți, așa că mai bine ne venim și dacă ne apucăm, o să facem numai treaba aceasta. O să vă amuzăm, în timp sau spre sfârșit, cei care merg la... Încă o scurtă chestie de organizare. Domnul Mihai, domnul Sandu. Domnul Dan Sandu. De cei care mergeți la Terry Wonder, și la Mageron, la 11.60, sunt două mașini care pleacă de aici, spre Mageron și de Nicoară. Și înapoi de la licee cu cine? Tot mașinile de aici, aveți oare care se vin. Aceste mașini vor veni înapoi, cele două microbuze, și vor lua din cei care merg la Eminescu și la Cate. Adică cu domnul Chelicu și cu Victor Munteanu, care sper să apară. E primea promis că apară, pentru ca să merg cu dosul la Eminescu și la Cate. Domnul Costin o să vă anunț, iar cei care nu vă regăsiți și vreți să mergeți, o să stabiliți-o împreună. Ca aceasta și mă refer, am aici adicare, că eu trebuie să mă... V-am spus că suntem între noi și vom încerca în această bună oră să vorbim despre Bacovia. Am propus ca domnul Teodor Codreanu, cunoscut cercetător al domeniului, să ne facă un expozeu scurt, aș zice. Bacovia astăzi,
dacă noi astăzi mai auzim materia plângerii. După care, dumneavoastră, din poziția în care sunteți, să veniți cu elemente în plus, cu păreri despre Bacovia, mai trăiește Bacovia, nu mai trăiește printre noi. Șansa poeziei acesteia astăzi și în viitor. Deci veți lua cuvântul dumneavoastră într-o ordine, începând de la domnul Alexandru Dobrescu de aici și continuăm așa. Nu dăm un caracter sistematic de comunicări foarte științifice, ci comunicări ca de la om la om, ca de la scriitor la scriitor. Domnul Teodor Codreanu, deci Bacovia astăzi. Chiar sunt mai urmăresc. Ați început bine. Da? Onorată asistență. Bacovia este, desigur, poetul emblematic al Bacăului, dar nu numai. El, când a părăsit Bacăul și s-a stabilit la București, a spus adio, Bacău, oraș cult. Sunt în București. Ei bine, perioada Ateneului Cultural este, de fapt, marea aventură spirituală a lui George Bacovia. El a schimbat concepția despre provincie. Între cele două războaie mondiale, Mice Iliade a scris mai multe articole împotriva provinciei, nu chiar așa se lucrează, împotriva provinciei și împotriva Moldovei, în general, deși o parte din el era moldovenească. El reproșa provincialismului sadovenianului, Cezar Petrescianu, lui Ionel Teodoreanu, că a înfățișat un tărâm al Terzaniei, al târmurilor unde se moare, un tărâm al renunțării și al ratării. Ei bine, Mircea Eliade făcea comparație cu provincia din mare literatură rusă și exclama ce lucruri extraordinare se petrec în provincia din viziunea scriitorilor ruși, începând cu Cehov și până la ceilalți. După opinia mea, Bacovia a schimbat fața provinciei în literatura română. Deși aparent el s-ar canaliza cam spre același tărâm. Așa a și fost interpretat cu câteva excepții, de pildă Constantin Călin, nu mai crede în viziunea provinciei, așa cum au realizat-o săvânătoriștii și chiar simboliștii minori. Faptul pe care îl aminteam în legătură cu Iliade, se referă și la aceea că Iliade reproșa acelora în legătură cu viziunea unei provincii a Terzaniei. Dar nu-l pomenește acolo pe Bacovia, în schimb. Ceea ce înseamnă că avea conștiința că Bacovia se abate de la această regulă. În provincia bacoviană se petrec, într-adevăr, lucruri extraordinare. Și am să mă refer doar la câteva. În 1907, într-o scrisoare din aprilie, Caragiale scria unui prieten. Citez. Începem o altă istorie, mai puțin veselă decât cea de până ieri. Râsul și gluma nu ne vor putea sluji de mângâiere ca altădată față cu cele ce se vor petrece în lumea noastră românească. Copiii noștri vor avea poate de ce să plângă, noi am râs destul. Citat încheiat. Ei bine, în 1907 deja exista acest Bacovia care a schimbat
fața lumii românești, de la râsul lui Caragiale la plânsul lui Bacovea. Plâns care este ontologic, dacă vreți, venind totuși pe filieră emnesiană, de la acel de plânge de Miurgos, doar el aude plânsuși. Și o altă noutate, dacă vreți, care schimbă fața provincialismului dinspre bacovianism. În cartea lui Pământul și Reveriile Voinței, Gaston Bachelard exprima regretul că acest simbol al plumbului, materia concentrată în plumb, nu interesează poeții moderni. Iată, citez din Bachelard. Se pare că metalul nu mai vorbește imaginației moderne. Nimic despre plumb într-o epocă în care abundă tendințele saturnice. Plumbul este de negăsit în literatura modernă, deși a lăsat atâtea imagini în fondul limbii. Am încheiat citatul. Ei bine, dacă ar fi fost informat, Gaston Bachelard ar fi avut această revelație a unui Bacovia, poet al plumbului, cu implicații excepționale în spiritualitatea europeană modernă. Și încă o noutate pe care o aduce Bacovia și acest curs al noutăților bacoviene s-ar putea continua cu multe altele. E vorba, zic eu, despre o nouă viziune asupra stilului la Bacovia. El introduce procedee stilistice cu totul noi, de pildă așa numitul frotaj stilistic, care a fost consacrat în poezia europeană de către Georg Trakl. Cei doi nu s-au cunoscut. Și apropierea aceasta tulburătoare între Georg Trakl și Bacovia, cred că este un fenomen pe care Adrian Marino l-a numit pancronism. Idei, viziuni care se nasc în același timp, fără ca părțile să se cunoască între, deci fără o viziune subsidieră. În ce constă frotajul stilistic? Este vorba de la frote, în franceză, a aluneca. Deci se alunecă dintr-o imagine în altă imagine, pe neobservate. De pildă, Bacovia în plumb vorbește de scriere de plumb, de flori de plumb, pentru ca în negru toate să devină, nu? Să se comboare, să alunece spre negru. A sipie negre, flori negre și așa mai departe. Un noian de negru, după acest plumb extraordinar bacovian. Mă opresc aici și vreau să lăsăm și pe alții să se exprime. Deci să începem câteva minute fiecare dintre dumneavoastră, cine vrea acum. Rachieru, domnul Adrian din Rachieru. Domnul Codrescu a fost. Domnul Codrescu e îmbrăcat și am... Codrescu. Domnul Codrescu, iertați-mă. Domnul Costin, eu vă propun să-mi dați întâi mielul și după aia... Nu vă avem de... Nu, mielul și... Să nu crezi că ești tu ăla. Eu sunt mielul. Dacă nu, chiar așa, dar am văzut că nu ești dezbrăcat și am zis păi că... Nu. Nici te dezbraci. Nu, nu sunt intimist așa. Da? Zice. Ce zice? N-ai ce zice, da? Domnul Adrian de Drachieră, că vii de departe, spune-ne ceva de pe acolo. Bacovia la Timișoara. Evident, avem de-a face nu doar cu un poet reflexiv, ci și cu un veritabil provocator. Persoana
domnului Calistrat Costin, care, din câte am aflat, ne va hingeri în această zi. Sper să rezistăm, chiar așa venind de departe și obosit fiind. Acum, întrebarea mea e dacă pe toți cei de față vă încearcă o tristețe bacoviană după meciul de aseară cu Finlanda. Dacă nu, ați trecut testul și ne putem ocupa de lucruri cu adevărat serioase. Amintindu-mi că în urmă cu niște ani tipăream cartea unui poet basarabean, Tristețea recită din Rilke, se chema volumul, a apărut și ăștia la editura Augusta și acolo Nicolae Spătaru, căci dânsul era protagonistul, spunea că e cutreierat de o tristețe pe care nici Bacovia nu poate înțelege. Adică o depășire a bacovianismului, spera respectivul, la mod autoironic, evident că ar propune. Ei, soarta lui Bacovia azi, așa cum ne-a propus moderatorul întâlnirii, presupune să constatăm câteva lucruri. În primul rând că pe piața postumă asistăm în continuare la o ofensivă a lui Bacovia. El se bucură firește de favorurile postumității, este cu stea crescătoare, urcătoare. Iată așadar cum umilul Vasiliu, strunit desigur de energica Agata, un om de care nu s-a lipit avocatura, după cum știm, a devenit un personaj cu adevărat bacovian. De fapt, ca să fiu corect până la capăt cu raționamentul, este unicul personaj bacovian, fiindcă chiar taxat ca fiind un poet fără meșteșug, cum au spus unii, el a impus un stil. Chiar considerat un geniu naiv, așa cum a făcut Manolescu, el a impus o linie Bacovia, care din păcate, ca să fim iarăși corecți, suferă de mimetism. El de fapt nu are urmași, fiindcă așa zis și bacovieni, trafichează tristeți de împrumut. E drept, poezia sa poate fi văzută ca fiind de un mare laconism, economism, o autoscopie nemiloasă cu rafale sinonimice, care trădează de fapt istovirea, neputința, însingurarea, încât Bacovia descoperea pentru noi, în 1916, chiar bacovianismul, adică infernul personal pe care ni-l divulga, fiind, și aici o voi citi pe o extraordinară exegetă, e vorba de Svetlana Paleologu Mata, care a observat că Bacovia rămâne pictorul lucid al răului modern. Altfel spus, și verdictul a venit mai târziu, el face figura unui uimitor existențialist, o natură maladivă care se divulgă. Ion Barbu a considerat doar poezie de atmosferă. Alții au zis că ar fi fără evoluție. E drept, el este inimitabil și hipersensibil fiind, cu simțurile în alertă, mizantop, un insuspect, cum mărturisea că l-au văzut alții, trăiește într-un univers obsesional, are o conștiință obosită și valorifică estetic macabrul. Aș încheia cu o trimitere la spusele lui Macedonski. Sigur, Macedonski are multe păcate, începând cu nefericita epigramă până la implicarea în procesul Caion, fiind instigatorul de fapt, dar în Făclia, în 1916, înainte de apariția volumului Plumb, în paranteză vă reamintesc că de fapt Bacovia se gândise la alt titlu, Ego trebuia inițial să se cheme acel volum, a revenit din fericire și l-a botezat, așa cum știm cu toții. Iată ce spunea Macedonski, glorie nu pot să-i o dau, îl vor încorona versurile sale. Repet, fraza era scrisă în 1916, înainte de apariția volumului. De fapt, debutul bacovian s-a consumat la Literatorul, de sub auspicii macedonschiene, în 20 martie 1899. Și
v-a semnalat că Valeriu Stancu de la Iași s-a încumetat să ne pună la îndemână chiar volumul plumb, sigur, în variantă și franceză, un gest pe care se cuvine să-l semnalăm și să-l aplaudăm. Până la urmă, și cu asta închei, cred că adevărata concluzie care poate fi trasă privește o frază pe care o rostea Marin Mincu, care observa că în cazul lui Bacovia asistăm la o teribilă confuzie, confuzia între scriitură și existență. Așa cum a trăit, așa a scris. Și, sigur, spusele lui domnului Teodor Codreanu propun câteva piste foarte interesante de abordare și neapărat, în primul rând, faptul că atrăgea atenția asupra energiei provinciei, a marginalilor, care, iată, prin Bacovia, devin personaje emblematice. Vă mulțumesc! Să rugăm Valeriu Stancu, pentru că chiar acum avem vorba despre el, cel a determinat să dea o versiune în limba franceză a plumbului lui Bacovia și dacă în trecerea aceasta în limba franceză a plumbului lui Bacovia a simțit ceva aparte în legătură cu destinul european al poeziei lui Bacovia. Poftim, Valeriu Stancu! Spune-ne ceva! Destinul european al poeziei lui Bacovia este cunoscut. Spuneam și anul trecut, cred că el este cel mai bine reprezentat, mai ales în spațiul cultural anglosaxon. Este cel mai cunoscut poet român, cel mai discutat poet român. Și în dicționarul Oxford al literaturilor europene din secolul 20, în cei 14 scriitori români care sunt însușit, menționat, el este cel mai bine reprezentat. Gândeam în timp ce traduceam volumul plumb că dacă spunea George Călinescu despre Ion Creangă, el realizează, redă copilăria copilului universal. Bacovia cred că universalizează târgul, face din târgul moldovean pe care, sau moldovenesc pe care el îl descrie în poezia sa, reușește să facă o entitate în care se recunosc toți cei care au trăit în astfel de așezări, de ființe. Apropo de tema colocului, cred că aud materia pe lângă, nu? Sau... E bine, cred că aici este esența poeziei lui Bacovia, pentru că este unul din puținii creatori români care, într-adevăr, reușește, prin ardența trăirii poetice, să intre în esența ființării. Nu cred că există alt, în afară de mine, spre mine, altă, și de noi, altfel nu s-ar putea, alt poet care să aibă o atât de mare capacitate de sugestie, încât să nu poată fi cuprinsă de o limbă, de una din cele mai circulate limbi. Deci ceea ce Bacovia reușește să sugereze, și nu numai prin ceea ce spune, ci și prin ceea ce tace Bacovia, nici măcar limba franceză nu reușește să cuprindă. Pentru că Bacovia vorbește și prin tăceri, vorbește și prin sensuri pe care limba franceză nu le are. În ciuda faptului că din școală am învățat că este o poezie monocordă, că este o poezie laconică, deci un vocabular sărac și destul de limitat, ei bine, când încep să traduci Bacovia, am încercat să dau și eu o variantă a volumului plumb, cel primul său volum, deci cel din 1916, m-am lovit de
probleme insurmontabile atât la nivel ideatic, cât și la nivel de vocabular și la nivel de prozodie, de poetică. Deci este aproape, după părerea mea, este, acum după ce l-am tradus, este aproape imposibil de realizat o variantă care să stea la înălțimea poeziei lui Bacove. Am citit și varianta doamnei Romanescu și pe a lui Emanuel Marcu și pe a lui Miron Chiropod. Fiecare din ei se îndepărtează din multe puncte de vedere de volum, fie în esența lui, fie formal. Deci, după părerea mea, și nici eu n-am reușit să redau profunzimea poeziei bacoviene în limba franceză, pentru că nu avem aceleași măsuri, aceleași mijloace lingvistice prin care să reușim să translăm această poezie. Oricum, este unul dintre cei mai traduși și probabil a fascinat, pentru că foarte mulți vorbitori de limbi străine au încercat să-l transleze în universalitate, dar el rămâne universal prin poezia sa în limba română. Mulțumesc! Și noi mulțumesc! Aici, într-o seară tristă, plină de umor, Vasile Larcov vrea să zică din punctul de vedere al umoristului. Da, dați-mi voie să fiu și eu un om așezat, pentru ca și dumneavoastră, o poezie cu 5 strofe și încheie cu epigramă. Nu s-a terminat încă Bacovia, deci după recital Bacovia am intitulat eu, era nimerit la sfârșit să mi se dea cuvântul, dar dacă tot mi l-ați dat, nu vreau să-l pierd. Așa, după recital Bacovia. După atâta plumb și ceață, să se arate soarele, iar noi toți acei de față să golim paharele. Cere cuvenim de spline să se verse ajung în hău, vină clipele senine înspre toți cei din Bacău. Înspre toți părinții lumii care sunt bravi de pus în ramă, pe ceilalți, te rog, adumii, să le spun o epigramă. Punem pe amar sechestru, stea-n temniță închis, de Bacovia maestru, să ne amintim și în vis. Pomenit în vezi să fie, cel ce-a scris în cenușiu, presărând culoare vie, peste veșnicui sicriu. Și spunem că un catren la epigramă, epigramistul, știm cu toții, nu-i poți până nu-i rău, la fel ca și câinile. Revista Plumb a depășit 100 de apariții, așadar, redactorilor revistei. Cât despre Plumb pot astăzi zice, prin scris, ați disepat toți norii, dar cu 100 de alicii ați împușcat toți cititorii. Mulțumesc! După acest interludiu foarte serios, să ascultăm un punct de vedere serios al lui Lucian Strochi. Și eu am copil prința de a fi la doamnă Rica. Am plecat de la trei idei, deja și de la aici, unul provincia. Aveam un studiu mic, provincia, fără frontiere. E adevărat că Mateo Bartoli avea teoria anilor laterale și spunea că provincia este mult mai conservatoare. În cazul literaturii noastre, exact invers. Și dacă ne gândim la revista Ateneu, ce a semnat pentru cultura română, cu tot ce e, sau Steaua, sau la un moment dat chiar Ramul, la ceea ce a însemnat școlile de literatură, cea de la București, mă refer la Bucoviște, mă refer la Satul Mare, mă rog, la ceea ce înseamnă valorile provinciale, ne gândim dacă nu cumva ce într-adevăr este fără frontiere. Asta apropo de o sintagmă. Doi, s-a pronunțat un nume, Gheorghe Tracu. Dacă în ceea ce privește romantismul bacovian sunt perfect de acord și chiar metalismul, se zice, sau metalicul, pentru că Dracu vorbește de masca de argint a răului și așa mai departe, nu trebuie uitat în
Valcea Bacovianu un alt nume, și anume Good Feedback, care este foarte aproape de o sintagmă deja pomenită de un concept, și anume tăcerea și absența. Prin plasarea verbelor la verbuzi, prin absența verbelor, se creează o tradiune, aș spune Bacovianu, poezia lui Good Feedback. Asta un alt punct de vedere. Iar, dar eu vă propun următor experiment, pentru că nu sunt mai poeți prozatori critici, ci oameni de arasă cultură. Faceți următor experiment. Luați Hugo Fricius, structura lirici moderne. Luați conceptele operatorii al acestuia, aplicați-le la Bacovian și veți găsi răspunsul care este cel mai modern poet român din, să zicem, secolul XX. Absolut toate conceptele, de la fantezia dictatorială la toate celelalte, le vom găsi în Bacovian. Și aș spune că Bacovian e primul și din punct de vedere strict cronologic. Plumbul apare înaintea poemelor luminii, cuvintelor potrivite și așa mai departe. Dar este foarte important. Bacovian reușește să scrie fără cuvinte. Asta este mare moment. Poezia lui devine o poezie a sintagmelor. Asta este, după mine, unul din secretele lui Bacovian. Sintagma. Și de aici, miracolul. Eu admir eroismul lui Valeriu. E minunat ceea ce încearcă. Dar, atâta timp cât franceza e o limbă sintetică, română e o limbă analitică, germană o limbă de compunere, Bacovia rămâne, într-adevăr, intraductibil, cu riscurile și cu bucurile de rigoare. Adică e unul. Mulțumesc. Dacă vă mulțumesc, foarte interesant, punct de vedere. O fi domnul Petruș Andrei. Stimați prieteni ai literaturii, ai poetului Bacovia, ai poeziei, astă noapte, am auzit cu toții materia plângând de neputința unora. De mai bine de 40 de ani predau Bacovia la învățământul preuniversitar și de fiecare dată spun elevilor, spuneam elevilor ceea ce afirmase George Călinescu referitor la ceea ce datorează poetul român poeților francezi. Cunoașteți mai bine ca mine citatul, de la Baudelaire, din cadavrele în putrefacție, sânii surpați a izubitei, apoi Tusea Frizie, de la Jules Laforgue și de la Maurice Rollinat. Eu cred că chiar dacă nu citeam Bacovia, le poet francez d'aujourd'hui, el tot devenea simbolist și explicația o găsim în cele două versuri din finalul poeziei Idei, sunt lipsuri în sângele meu. Aceste lipsuri, prin geniul pe care l-a avut Bacovia, le-a transformat în plusuri pentru poezia română și universală. Noi, cei prezenți, eu vreau să mulțumesc conducerii filialei noastre pentru organizare. Să mulțumesc pentru invitație și ca și Vasile Larco, aș vrea să încep să vă delegez o poezie intitulată Lungul drum. Un om trudit ducea în spate o clipă de eternitate. De o vreme îi trecuse vara și atârna prea greu povara. Nici toamna n-a mai vrut să steie și în loc să-i ia, mai vrut să-i deie. Înverșunată și străină, chiar iarna se gătea să vină. În piept se tânguiau litanii, că prea îl gârboviră anii. Dar cum privea nemărginirea, știa că și-a împlinit menirea și din lumina-i tremurândă a dat și altora să aprindă, tot dânsul cel din tinerețe stătu în loc să-i dea binețe. Și în glas, cu multă bunătate, îl întrebă de sănătate. Privind de acum spre altă râm, răspunse Morcov, cel bătrân. Mă înțeapă în junghi și ca să-mi treacă, mă așez puțin să mor o leacă.
Poftiți, domnul Cărnuce. Vedeți, am îmbătrânit un față de anul trecut. Semnați prieteni, colegi, băcoani frumoși și buni. N-am scris o carte despre Bacovia. Nu m-am intenționat lucruri mărese, dar ceea ce am făcut eu pentru mare poet, pentru memoria sa, rezistă, încă și va rezista. Refer la faptul că am făcut această mare revistă Ateneu, care este și astăzi, și anul trecut s-au împlinit 50 de ani, deci jumătate de veac. Mă refer la statuia de Bacovia, pe care am împlinit-o cu ajutorul celor iubitori de frumos și de trăinicie românească. Mă refer la muzeul Casa Memorială Bacovia, care există. Așadar, sunt fapte care se înscriu în cultura națională. Bacovia rămâne în punct de repede, să înțelegem în tot ceea ce a făcut și în tot ceea ce a trăit. Și peste Bacovia am credința că va fi unul din marile repere românești ale culturii noastre naționale. Rămâne ca dumneavoastră, cei de azi, cei de mâine, să fiți mai harnici și mai puternici decât noi, să împliniți în continuare și să rezistați timpului. Sunt bucuros de această adunare care cinstește memoria, care îl reafirmă în continuare. Sunt aici specialiști cronicari, oameni de cultură deosebit de înzestrați și care și-au propus să încoroneze de fiecare dată cu vorbele lor, cu cuvintele lor, chipul lui Bacovia. Le mulțumesc foarte mult tuturor care contribuie în jurul acesta la cinstirea și la veșnicirea în continuare pentru totdeauna a lui Bacovia. Vă doresc multă sănătate, vă îmbrățișez! În sală se află și un bacovianolog născut și nu făcut, pe numele lui Constantin Trandafir. Îl rugăm să spună ceva despre Bacovia. Și aici a venit un pic de contrazicere. Pentru că Bacovia este totdeauna elogiată pe o dimensiune, pe o singură dimensiune, de fapt o singură dimensiune cu multe ramificații. Dar Bacovia azi este și o invenție a 80-iștilor în epistemă postmodernistă. Știu că nu sună bine ce am spus, pentru că sunt foarte mulți poeți și gânditori metafizici și nu acceptă să îl consider pe Bacovia precursor al postmodernismului. De aceea mie mi se pare acum că mi-a face o apostazie. Dar vă rog să o acceptați, pentru că n-am spus-o. Eu nu o spun eu, au spus-o mulți alții și o mai spun în viață. Și se poate demonstra într-un loc unde demonstrația merge, se potrivește. Voi spune numai atât că cei didactici noi cunoaștem, există doi Bacovii. Ei, primul Bacovia și Bacovia al doilea cu stanțe burgheze, cu voi și așa mai departe, sunt trei volume. Ei bine, în aceste ultime scrieri bacoviene nu există o interpretare în spinul modernismului înalt, pentru că postmodernismul nu este anti-modernism.
A spus Leotard, domnule Codreanu, a spus în felul următor. Dar nu înseamnă că trebuie neapărat să fim încrezători într-o tot ce a spus Leotard. A spus că postmodernismul este ceea ce anunță modernismul, există cu modernismul, este o altă față a modernismului. Dar modernismul este o ipostază înaltă, o retorică care nu admite derizoriu, ironia, care nu admite, nu, prozaismul. O să vă mai spun și altele, dar nu am să fac o demonstrație acum, pentru că trebuie făcută demonstrația de un spațiu mai larg. Am să spun numai atât, dau una citată din Bacovia, în care vă spunea despre talent, că talentul nu are nevoie de definiție, deci nu trebuie să-l încadrăm nici într-un caz, într-o anumită schemă sau într-o anumită calapot, ci trebuie să vedem mai mult decât simbolist, expresionist, existențialist. El când a scris aceste ultimele trei volume, a scris împotriva simbolismului. A văzut ce urmă de tot este estetica, retorica simbolistă. Și atunci ce este? Este Bacovia. Bacovianismul, care a fost atâtea ori analizat, încât eu nu mai trebuie să mai spun nimic altceva, decât că trebuie privită Bacovia cel nou, Bacovia astăzi, din acea perspectivă, a ieșirii în modernitatea înaltă. Tot el zice în continuare aici că talentul creează cum îl taie capul. Călăuzit numai de inducție poetică. E această inducție poetică, dacă poate fi surprinsă de cititori și de critici, abia atunci îl scoate noi din transmodernism, din, am zis de intenționat cuvântul transmodernist, pentru că am văzut aici cel puțin doi transmoderniști. Iar metafizicii, poeții se consideră în măsură cea mai mare. Un prieten ieri, care este aici, a vrut să-mi spună că cum este cu metafizica. Metafizica este în felul următor. Să citească pe Bacovia, să vadă că el este un antimetafizic. Atât vă spun deocamdată. Dacă vreți să ne luați, da. Nu vreau eu. Eu mă raliez acestei opinii care nu este a mea. Dacă vă raliați, e bine. De ce asta e ideea? Dacă nu vă raliați, să faceți mare greșeală. Bine. Doamna Menati. Doamna Menati? Care a publicat prima în România, prima română, traducere în rana Mata Paleologului. Da, pentru că a fost invocat, cum nu se putea altfel, numele acestei distinse eseiste și femei termeneut. De fapt, ea are și o lucrare care se numește Jurnal Termeneutic. Am vrut să aprofundez puțin în limitele timpului pe care cutuma acest congres îmi îngăduie. Dar zicând că nu este deprisos să păstrăm această descoperire, această achiziție, și anume faptul că această doamnă a publicat o carte pe care am tradus-o aici, este ediția a doua, cu sprijinul
băcăoanilor a Consiliului Județean Bacău, rechia domnului Băcăoanu, ca să zicem meritele până la capăt, că așa se cuvine. După mai bine de jumătate de secol, carte care a fost creare de doctorat, obținută la Universitatea din Zurich și care, pentru care a obținut magna cum laude, pentru lucrarea care s-a numit Existans Poetic de Bacovia, acesta fiind aici, în această carte, ediția a doua, există și copia diplomei, din păcate nu în culor, dar merita să fie, pentru că, de fapt, acesta reprezintă primul document în Occident în care se pomenește numele lui Bacovia. Lăudându-se foarte mult în textul latinesc calitatea acestei lucrări. De altfel, mulți dintre dumneavoastră cunosc meritele acestei doamne, care este, în primul rând, cunoscută atât cât este în România, iar o pește albană, ca eminescolog, ca unul din cei mai profund și rafinați analiști hermeneuți, încă o dată spun, ai lui Eminescu, și care a stârnit adevărate pasiuni superlative ale unor spirite de elită în cultura noastră. E suficient să evoc doar devoțiunea aproape divină cu care Nicolae Steinhardt s-a oferit să prefaceze volumul și l-a prefațat și acest document rămâne și astăzi, împreună cu cartea despre Eminescu, o carte, un document de referință în literatura română. Dar, cunoscând-o și intrând în relații cu ea și vizitându-o la Lugano, am avut norocul să primesc în dar singurul exemplar al cărții pe care a editat-o ea în Elveția în 1950 și după lucrarea din 1955 în franceză, pe care aducând-o aici, pentru că ea a spus la un moment dat că Bacovia l-a prădat pe Eminescu, într-un fel metaforic îl prădează și azi, pentru că eu muzeografa lui Eminescu de la Ipotești vin de câțiva ani aici la Bacovia și m-am închizuit să și traduc cartea din franceză. Aici am primit îndemnul domnului Teodor Codreanu și a domnului Călin de a traduce în omenește această carte, ceea ce am și făcut. Nu am spus lucrurile acestea pentru a sublinea mie meritul, ci pentru argumenta faptul că Cunea ei este prima care face cu toată lejeritatea apropieri între Bacovia și existențialiști, retratul pe care compară de multe ori și concluzia ei este că, o citesc ca să aproximez, prin toate acestea se susține existența cultura română a unui fenomen Bacovia de o originalitate totală, occidentalitatea în marginea Europei, pe care nu cunosc alte popoare vecine și a cărei esență este contemporaneitatea naturală cu Occidentul fără decalaj, ceea ce se recunoaște într-o cultură obsedată de ideea sincronismului, este important. Mă gândesc ce fericit ar fi fost Bacovia să știe că încă în anii când trăia el, în ultimii secoli, el era deja cunoscut în Occident, tradus, pentru că și asta a făcut această doamnă și cred că este prima traducere a unor poeme de Bacovia în Occident, în limba franceză. Ea, de altfel, vorbește limba europeană, așa cum știe și Rachieru, având biografia aceasta atât de compozită, știe aproape toate limbele importante. Așa am zis eu, că n-am tradus numai din franceză, am tradus în multe limbi cartea ei, dar ca să poată argumenta așezarea lui Bacovia pe același plan cu existențialiștii Europei în același timp, a trebuit să traducă.
și am exemplarele, pentru că ea mi-a dăruit mare parte din activa ei, acestor poezii și mă gândesc chiar că poate n-ar fi lipsit de interes, eu știu, să le prezentăm, eu știu, data viitoare la... Am un poem, am, dar nu citesc aici, o să citim probabil după masă, chiar să zic poemul Violet. În orice caz, ca încheiere și a colocului de ieri, pentru că ieri s-a vorbit despre capacitatea femeilor de a face sau de a nu face, despre femei deștepte, așa, și îndrăzesc să propun o femeie mai mult decât inteligentă, o femeie de o capacitate extraordinară, în această persoană care încă trăiește și încă publică, chiar și în revistele de România, iată după vorbe literare, doamna Svetlana Palău-Gomata, de care nu se poate să facem abstracție, cred, de ce înainte, pentru că, de fapt, este prima exegeză numărul 1 în biografia bacoviană, această carte a ei. Și încă o dată îi mulțumesc domnului Codreanu și domnului Călin pentru îndemnul imperativ de a fi pus la lucru cu traducerea cărții. Mulțumim, doamna! Aceasta dau cuvântul multă timpul încă este de la Sulai. Ia să vedem cum să Basarabia Cernăuți, ce cu Bacovia pe acolo? Vasile Tăluțean, vă odihnează? Bacovia lucrat acum? Hai să ne spui ceva, Vasile? Hai și două vorbe, cum e Bacovia pe acolo? Nu a ajuns acolo? Noi de obicei Bucovinerii, cei de la Cernăuți, suntem cu Eminescu și cu Ștefan cel Mare, deoarece anume acești doi piloni au fost cei care au generat mișcarea de liberare națională și de apărare a identității noastre naționale. Dacă pe Eminescu l-am descoperit destul de târziu, despre Bacovia nici vorbă, nu putea fi vorba ca să învățăm încă la școală, când eram sau la universitate. Pe Bacovia l-am descoperit cu mult mai târziu, deși atmosfera bacoviană este proprie cernăuțului nostru. Thank you.